Așadar, în această seară vorbim despre decizii și, dacă ar fi să fiu mai specific, despre procesul decizional. Cum ajungem să luăm decizii bune? Și aș începe cu o întrebare. Câți dintre voi a trebuit să iau o decizie mică sau mijlocie sau mare în săptămâna trecută, mâna sus? Numai 3 decizii, 4? Hai sus, mâna, cine a avut luat de decizii? Așa. Bun. Câți dintre voi ați știut în prima secundă ce aveți de făcut sau v-ați dat seama că trebuie să vă gândiți mai mult un pic la decizie? Mâna sus. Care din ele? Bun. Câți dintre voi, foarte bună întrebare, câți dintre voi ați știut instant ce aveți de făcut în decizia respectivă? Mâna sus. O singură mână, două, trei, patru. Super. Câți dintre voi v-ați dat seama că trebuie să vă gândiți? Întrebare retorică, da? Vă gândiți mai mult? Foarte bine. Exact asta vrem să învățăm în această seară. Printre altele, că deciziile nu se iau repede, nici în grabă, nici în pripă, și că de fiecare dată suntem îndemnați să trecem printr-un proces decizional ca să ne mărim șansele să luăm o decizie bună. Luăm decizii în fiecare zi, mici, mari, grele, ușoare, morale, imorale, amorale, foarte stufos subiectul și cred că avem nevoie de multă călăuzire. Și pentru aceasta ne-am gândit la 3 invitați. Suntem la o seară de tineri, avem o droaie de decizii de luat în viață, dar avem și puțină experiență, așa că ne-am gândit să-l invităm pe fratele Beni să ne ajute cu experiența dânsului de viață, dar și cu experiența în cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să-i spunem un bun venit! Tot pentru că suntem la o seară de tineri, ne-am gândit că de multe ori ne-ar prinde bine niște exemple dintre ai noștri. Este câteodată greu să ne uităm la mai mari sau la înaintașii noștri, ce decizie bună a luat acum 50 de ani și uită cât de bine sau cât de departe în bine a dus decizia respectivă, dar de multe ori noi avem deciziile noastre, din viața noastră de tineri, avem un anumit, ne confruntăm cu un anumit spectru de decizii și poate că ne-ar prinde bine să vedem cum își iau tinerii deciziile. Așa că al doilea invitat este o tânără din Cluj, numele ei este Ada Vultur și nu doar că este din Cluj, dar s-a hotărât să meargă la capătul lumii în Madagascar. Nu într-o vacanță exotică, ci ca să împlinească un verset foarte important din Biblie. Versetul acela care spune că atunci când Evanghelia lui Dumnezeu va ajunge până la marginile pământului, la fiecare națiune, atunci va veni Iisus a doua oară. Ei, ea va merge în Madagascar, dacă va merge acolo, dacă nu în altă parte, ne va spune ea, oricum undeva departe, ca să ajute la traducerea Bibliei pentru niște oameni care trăiesc într-un trib izolat. Cu siguranță avem ceva de învățat din deciziile pe care ea le-a luat. Haideți să-i spunem și ei un bun venit! Am uitat să vă spun la început că cei 3 invitați sunt radical diferiți, dar deja v-ați dat seama, nici al treilea nu face notă discordantă. Este un tânăr antreprenor, pornit prin structura lui un om de inițiativă, un om care are afacerile parcă în sânge, are o afacere pornită, probabil la nu știu câta, o să ne spună el la câta, și o afacere care prinde încet, încet inerție și greutate și o să vedeți că și la propriu, dar și la figurat, el vinde betoniere, deci o afacere grea și am vrea să vedem cum ajunge un tânăr să facă astfel de lucruri la vârsta la care a început el și ne-am bucurat să vedem și de modul în care el și-a luat și și-a în fiecare zi deciziile. Ruben Marian, haideți să-i spunem și lui un bun venit și invit pe toți să vină în față. O să invit să ia loc, frate Beni, Ada, Ruben sau Șașa, mă pune la mijloc. În primul rând vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Eu sunt aici doar ca să știți că nu se retici. Un lucru foarte important de altfel. Și am vrea în această seară să construim împreună sau să încercăm să identificăm câteva jaloane din procesul decizional ca să plecăm cu toții mai câștigați acasă, să știm cât de cât câteva repere la care trebuie să ne uităm când avem decizii în față.
Și aș începe prin a vă spune că, pregătindu-mă pentru această seară, mi-am dat seama cât e de complicată povestea deciziilor. Mulți dintre voi ați ridicat mâna, ați avut decizii de luat în săptămâna trecută și eu am avut de luat decizii. Unele au fost mici, altele au fost medii. Săptămâna trecută n-am avut niciuna mare. Dar citind mai mult despre subiect, așa cum spuneam, mi-am dat seama că sunt foarte multe tipuri de decizii. Morale, imorale, amorale, mici, mari, grele, ușoare, cu consecințe pe termen scurt, mediu, lung. Mi-a făcut capul calendar subiectul. Dar un lucru care mi-a rămas în minte este faptul că, indiferent în ce categorie am pune deciziile noastre, toate sunt purtătoare de consecințe. Consecințe care ne urmăresc și consecințe care, dacă sunt bune, slavă Domnului, dar cum n-am vrea să luăm decizii care să nu poarte consecințe negative pentru noi? Și asta încercăm să învățăm. Și aș începe cu o întrebare pentru fratele Beni, să ne ajute un pic să creionăm cadrul discuției noastre și l-aș ruga să ne ajute să ne organizăm gândirea când stăm în fața unei decizii, să ne dați câteva repere pe care am putea să le folosim în procesul decizional. Câteva repere în ce sens? Repere, pentru că deciziile, mă gândesc la categorii în care deciziile le-am putea încadra. De multe ori, deciziile care vin peste noi vin așa. Nu știm exact ce să facem, de multe ori este elementul timp acolo, suntem presați de timp. Cum începem să ne gândim corect când suntem în fața unei decizii? De ce trebuie să ținem cont? Deci, în primul rând, cred că există un cadru general al voiei lui Dumnezeu, creonat prin legea lui. Dacă v-aș duce în Deuteronom, vorbind de Iosua, pentru că el vine pe urma acestei discuții dintre Dumnezeu și popor, Dumnezeu spune, ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, și zice, alege viața. Acum, întrebarea este, cum știu dacă decizia mea este în domeniul vieții sau este în domeniul morții? Cred că aici este important să știm că Dumnezeu ne-a dat legea Lui ca pe o graniță care desparte un domeniu de celălalt. Când stai în ascultare de Dumnezeu, ești în perimetrul vieții. Când ieși în afara acestui spațiu, e trecut în perimetrul morții. Deci, pe de o parte, una din problemele noastre complicate este că, necunoscând legea lui Dumnezeu, ne lăsăm ușor mințiți. Treaba celui rău este să mute granița, să ne facă să credem că suntem în domeniul vieții. Problema este că în mintea noastră granița se poate muta, în mintea lui Dumnezeu niciodată. Și atunci, crezând că sunt în domeniul vieții, iau decizii, merg într-o anumită direcție și mă pomenesc cu mânia lui Dumnezeu descoperită din cer împotriva mea, sau lăsat în voia minții mele blestemate să suport consecințele. Deci, în primul rând, aș vorbi despre acest cadru pe care îl marchează Scriptura. Problema este că la vârsta noastră, și eu intru între voi, ca și tineri, necunoscând Scriptura, aici avem o mare problemă. Pentru că aici suntem ușor mințiți și ușor trași în domeniul morții. Nu uitați, e firea noastră pământească care ne trage în direcția asta, sunt șoaptele din jur, sunt tovărășiile rele în care ne aflăm și dacă nu știi exact ce ai de făcut, nu ușor să te rătăcești. Deci ăsta este primul reper. Și aici cred că e adevărat ce a spus Domnul Iisus. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Mâncând cuvântul, hrănindu-mă cu el, participând acolo unde pot crește în cunoașterea lui Dumnezeu și a voiei lui, eu îmi creionez pentru viața mea mai clar diferența dintre viață și moarte și știu unde mă aflu în general. Acum tu ai vorbit de decizii morale sau imorale sau amorale. Acum o decizie morală este o decizie luată în ascultare de Dumnezeu. Dacă trăiesc în neascultare de Dumnezeu, trec în cealaltă tabără. Dar sunt foarte multe domenii în viața noastră în care nu contează dacă e o decizie sau alta. Fiecare decizie are consecințe. Și acolo cred eu că este important să te gândești la implicații. De pildă, deschizi frigiderul. Mă gândesc la mine, da? Și nu știu dacă vouă vă place cârnațul și slănina. Și Călin sigur îi place cârnațul și slănina. Și știi ce e bine, mai ales că... Dar tu întinzi mâna. Acum, noi avem prieteni care din când în când ne aduc așa vreo 6-7 rude de cârnați și stau așa târnate în șpaiz. Și eu intru înăuntru și mă gândesc cine îl începe, să nu-l încep eu primul. Dar odată început, nu poți să nu rupi o bucată din el.
Toate astea sunt decizii care le iei. Acum noi spunem, nu contează, până când nu dai în diabet sau nu ești obez sau nu ai alte probleme de inimă și atunci îți dai seama că deciziile astea mărunte, care în aparență e tot una ce iei din frigider, și le trag greu în cântar. Dar Dumnezeu nu o să te trăznească, nu o să te trimită iad că ai mâncat cârna sau slănină. Astea sunt doar consecințele pe care le suporți. În schimb, sunt celelalte de pildă, să nu curvești nici cu ochii, să nu te mânii pe fratele tău. Astea deja aleg între viață și moarte. Dacă ar fi să rezum, decizii morale care vin să întărească sau să încalce legea lui Dumnezeu și decizii care nu sunt purtătoare de consecințe morale, sunt amorale, dar care la rândul lor au consecințe. Adam, aș muta la tine și te-aș întreba cum arată procesul tău decizional zilnic. Probabil că fiecare săptămână, fiecare zi ai decizii mici, mari de luat. Cum îți iei deciziile? Am crescut de mică cu convingerea că există un punct fix al voii lui Dumnezeu în care eu ar trebui să fiu. Și m-am chinuit mult încercând să văd exact care ar fi alegerea potrivită să fiu chiar în centru voii lui. Într-o tabără, la un seminar, s-a vorbit și despre alegeri și despre voia lui Dumnezeu. Și am înțeles că, de fapt, pe mine mă interesează care-i voia lui, în special cu deciziile mari. Niciodată nu mă întreb la masă ce fel de gem ar vrea Dumnezeu să-mi ung pe pâine. Și așa, dacă am asemănat deciziile mari cu fructele, să zicem că am mai multe fructe în fața mea, și îl întreb pe Dumnezeu, Doamne, ce-ar fi bine să mănânc, măr sau pară? Decât să stau să mă tot uit la ele, să mă întreb pe care să o iau, s-ar putea ca el să-mi zică fă salată de fructe. Dacă toate deciziile sunt bune, sau ar fi bune, de ce să mă chinui? Așa că, în privința deciziilor amorale și morale, m-am liniștit. Am înțeles că există o paletă mai largă în care aș putea să mă mișc în mâna lui Dumnezeu și nu trebuie să mă chinui să rămân într-un punct fix. Ce faci cu deciziile amorale? Despre asta vorbim. Morale, pardon. Adică, da, am înțeles. Deci, încerc să recapitulez în mintea mea ca să fie mai ușor. Să-mi fie mie mai ușor, dacă luați și voi ceva, e foarte bine. Mă încurc. Deci, în cazul deciziilor morale, știi clar că trebuie să fii în centru voii lui Dumnezeu, dar în cazul deciziilor amorale, te simți liberă să alegi. E foarte important să subliniez lucrul acesta, chiar dacă m-am încurcat, îngăduiți-mă, pentru că mai târziu o să ajungem la o problemă care teologii ne-o ridică, dar nu vă dezvălui mai mult acum despre ea. Să țineți minte acest aspect. Ruben, m-aș muta la tine și te-aș întreba același lucru. Cum funcționează mecanismul tău decizional? La mine deciziile merg destul de repede și asta poate fi un lucru bun sau mai puțin bun. Sunt un om de acțiune. Când văd o oportunitate, de obicei acționez. Sunt și avantaje și dezavantaje. Am luat multe decizii bune în viață, am luat și decizii mai puțin bune. Înainte să iau o decizie, încerc rapid să mă conștientizez, să mă văd înaintea luării deciziei și după, dacă mă pot imagina după într-o zonă de confort și că îmi este bine, atunci de obicei iau decizia. Însă mi-am dat seama că asta nu e suficient și că sistemul ăsta poate să dea erori de multe ori și poți da un exemplu? Da. Am contractat un apartament care era prea scump pentru noi și care ulterior n-am mai putut să-l plătim și am pierdut mulți bani din asta și a fost o decizie care nu am luat în considerare destule elemente. Și mi-am dat seama că avem nevoie de un sistem și am nevoie de un sistem care să fie mai obiectiv. Un sistem care să se bazeze pe niște lucruri care să nu țină neapărat de cum mă simt acum sau ce cred ceilalți despre mine, să fie un sistem bazat pe valori, pe principii și deciziile, tot să poată merge rapid, pentru că eu cred, cel puțin în ceea ce facem noi, trebuie să poți să iei decizii rapid, însă să fie un sistem care să poți să iei decizii corecte și rapid, nu doar rapid. Și aș duce întrebarea mai departe, ai reușit sau ai reușit să intuiești elemente din sistemul ăsta sau să începi să-l ți-l construiești? Putea să ne dai câteva exemple? Da, încă lucrez la asta, nu-i total definit, dar cred că în sistemul nostru decizional trebuie să introducem realități obiective, realități care sunt acolo independent de noi, cum este Dumnezeu. Apoi trebuie să introducem valori,
cum e onestitatea și cum e corectitudinea. Familia, de exemplu, dacă pentru mine e importantă familia, atunci nu o să pot munci 12 ore pe zi pentru că mi-o neglijez și trebuie să iau decizie. Mai stau o oră în plus la servici sau mă întorc acasă. Și am început să mă gândesc nu doar la ceea ce facem, pentru că începem să fim foarte prinși în ceea ce facem și am încercat să duc lucrurile mai departe unde vrem să ajungem. Și poate că e mai corect așa să încep cu finalul în minte. Dacă mă gândesc unde vreau să ajung, atunci pot să-mi definesc pentru fiecare dintre noi ce e cel mai important lucru. Și atunci fiecare alegeri din fiecare zi pot să fie esențiale și prioritare pentru mine și pentru viața mea. Altfel, risc să fiu prins în agitația de zi cu zi și să ratez lucruri cu adevărat importante pentru mine. Eu pot să afirm, pentru mine importantă familia, importantă biserica, dar ce fac în zi cu zi nu dovedește asta. Și atunci apare o frustrare și o nemulțumire și risc ca într-un târziu să ajung undeva unde poate nu mi-am dorit să ajung. Mi se pare un lucru foarte important pe care îl sublinează Ruben. El a numit cuvântul prioritățile. Dacă am prioritățile clare, atunci știu ce pot și ce nu pot sacrifica. De pildă, eu vorbeam de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este pe primul loc. Eu nu pot niciodată sacrifica ascultarea de Dumnezeu, indiferent câte venit sau bucurie sau confort social mi-ar aduce. Când pășesc în neascultare de Dumnezeu, mi-am călcat prioritatea de căpătâi. Dar pe urmă, pe al doilea loc, este relația cu mine însumi. Nu pot să iau decizii care să-mi facă praf viața. Și îmi fac praf viața din toate punctele de vedere, de la lucruri mărunte, cârnațul din frigider, până la știu eu ce altceva. Pe urmă este familia, spunea, mai ales un om ca și el, care are oportunitățile în față, vede de toate, s-ar apuca de toate, te pomenești prins într-un vârteș care ți-a mâncat 12-15 ore pe zi, familia este neglijată, copiii cresc pe la bunici sau prin creșe și în felul acesta n-ai cum să stai înaintea lui Dumnezeu vertical pentru că ți-ai călcat în picioare prioritățile. Pe urmă este slujba ta, pe urmă vine biserica și ordinea asta este importantă pentru că Scriptura spune cine nu poartă grijă de ei lui și mai ales de cei din casa lui. Este mai rău decât un necredincios să le pădea de credință. E datoria mea să pun pâinea pe masă, să port de grijă celor din casa mea. Și pe urmă lărgesc cercul. Și eu cred că ce ai spus tu este foarte important. Dacă ordinea priorităților îmi este clară, știu exact ce nu pot sacrifica. Și mai bine renunț la oportunități extraordinare de câștig decât să calc în picioare lucruri importante. Numai că e greu asta. Asta trebuie să lucrăm și nu vine ușor. Când ești, unde e cel mai greu în cazul tău? Sincer. Nu e greu, dar cred că e greu când ești pus sub presiune pentru că cel mai greu e să putem conștientiza noi oamenii față de celelalte creații ale lui Dumnezeu. Suntem singurii care putem să conștientizăm, adică să ne vizualizăm pe noi, să ne ridicăm deasupra problemei și să văd asta e starea în care mă situez, asta am de ales, ce fac? Pentru că asta e cel mai greu, să pot să îmi iau un moment de respiro, să poate să gândesc de două ori și să acționez odată. Asta e greu, pentru că de multe ori vrei să faci lucrurile să se întâmple și ți se pare că e cel mai bine. Numai că cel mai bine atunci poate să nu fie cel mai bine ulterior. Și poate e greu pentru persoanele care au un temperament mai coleric și care vor să rapid să se întâmple lucrurile. Acolo trebuie să ne luptăm cu noi înșine. Și asta e partea mai grea, de luptă cu mine însumi, când să pot să zic, mai bine aștept puțin, am puțină răbdare, mă ridic deasupra problemei, văd ce se întâmplă și apoi acționez. Mie aici mi-e greu. Mă gândeam acum oare unde mi-e greu și mi-aduc aminte de câteva decizii importante pe care le-am avut de luat și deși sunt aparent sau în anumite situații impulsiv din fire, ori fost decizii în viață în care mi-a fost foarte greu să iau pur și simplu decizia. Eu stăteam prea mult să mă gândesc și decizia se lăsa neluată sau rămânea neluată. Și cred că și ăsta e un element de care trebuie să ținem cont atunci când avem în fața noastră o decizie, de structura noastră, de cum suntem construiți. Dacă Ruben, în exemplul nostru, trebuie să se tempereze, să se oprească, să tragă frâna și să se gândească mai mult,
poate alții ca mine sau ca unii dintre voi, trebuie să ne luăm curajul, să ne facem tema într-adevăr, să ne luăm toate datele, să adunăm informațiile, să-L întrebăm pe Dumnezeu, dar să ne luăm curajul și să ne asumăm o decizie. Cineva spunea, o decizie luată este mai bună, chiar și rea fiind, este mai bună decât nicio decizie, pentru că ai ce să faci cu ea, te poți raporta la ea într-un anumit fel. Bun, începem să construim, mergem mai departe. Cu toții știți faimosul citat, suntem ceea ce mâncăm. Mă gândeam că asta e o reclamă foarte proastă la carne de porc, da? Suntem ceea ce mâncăm. Dar există un alt citat care seamănă foarte tare cu acesta, este un citat al lui Aristotel și care spune că suntem ceea ce facem în mod repetat. Da? Suntem ceea ce facem în mod repetat. Și v-aș provoca pe fiecare să ne răspundeți, poate păstrăm aceeași ordine, să ne spuneți ce faceți în mod repetat actualmente, da? Cu ce vă ocupați, cum vă arată zilele și cum ați ajuns să faceți, cum ați decis să ajungeți să faceți ceea ce faceți astăzi. Și aș nuanța un pic în dreptul fratelui Beni, într-un fel nu-i foarte clar ce faceți, că vedem rezultatele duminica, dar poate ați putea să ne spuneți mai multe despre cum se construiește toată povestea asta, ce se întâmplă în timpul săptămânii. Noi vedem doar ce e la final de săptămână și ne bucurăm. Nu poate vă dezamăgesc, că eu fac același lucru. În primul rând, mă scol dimineața și cobor după o cafea, pe care soția mea o face că se scoală înaintea mea, după care cu ceașca în mână mă întorc, ghiciți unde? În fața computerului și am Biblia pe ecran și mă scol pe la miaz de acolo ca să mă duc să mai mănânc ceva dacă am flămânzit. Și asta o fac ca și poezia lui Eminescu cu pădurea, cam de mult, da? Cam de mult fac lucrul acesta. N-am altă posibilitate. Când eram mai tânăr, ascultam casete în timp ce lucram cu mâinile și țin minte că Jody D. Lowe, având un grup de tineri care făcea studiu biblic, a spus așa, dacă n-ai 30 de ore să-ți pregătești o predică pe săptămână, las-o baltă. Și au fost situații în care am avut nevoie de 60 de ore ca să pregătesc o predică de 45 de minute, mai ales când am fost primat într-o carte profetică ca Isaia, nici nu știam cu ce se mănâncă. Și pentru că vorbesc de foarte multă vreme, de foarte, foarte mulți ani, fac același lucru. Mă scol dimineața și, de pildă, plec de aici, pun capul pe pernă, luni mă scol, până când plec la mănășturi la ora 5, eu nu mă prea ridic din fața computerului decât să fug să mănânc sau să tai 2-3 butuci, să arunc pe foc, să nu-i fie frig la Hania și la Nora. Dar viața mea este destul de monotonă din acest punct de vedere și nu-mi pare rău. Cum am un pic de timp, stau și scriu. Acum, cu problema mea cu ochii, știu că sunt pe ultima 100 de metri. Sunt presat să termin ceea ce poverile care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă și mă bucur de ce fac. Acum știu că nu este un tipar normal pentru toată lumea și au fost vremuri în viața mea când am făcut și eu altceva. Când mă scuram la ora 3:30-4 să pot avea o jumătate de oră de timp de părtășie, să fac 45 de minute pe jos până la servici, să stau să coordonez sute de oameni pe care am avut sub mână și asta a durat o vreme până când Dumnezeu m-a scos de acolo. Dar acum, ăsta este tiparul vieții mele. Eu stau poate în Scriptură mai mult decât mulți de aici și este doar harul pe care Dumnezeu mi l-a dat și nu consider că e cu nimic mai bun decât ce face Ruben. Respect și m-aș bucura și eu să... Nu-s prea de acord aici. Aș vrea să duc întrebarea mai departe și dacă așa sau așa arată ceea ce faceți dumneavoastră în mod repetat, ce decizii au stat la baza acestui stil de viață sau la baza ceea ce faceți? Pentru că noi discutăm de decizii și am vrea să vedem cum se ajunge aici, de exemplu. Am început să lucrez la 16 ani, nu aveam 17 ani când lucram în trei schimburi, eram strungar. Și mama m-a rugat să ies de la liceu după ce am intrat și m-am dus la profesională ca să îmi țin surorile la liceu. Am terminat profesională, am intrat în servici destul de vreme și am făcut seralul. Ieșeam din schimbul de noapte și mergeam buimac la liceu, învățam pe drum ca să-mi termin liceul, după care m-am dus la facultate. Dar încă de pe atunci au început frământările mele în căutarea lui Dumnezeu.
Și când Dumnezeu a ajuns să mă găsească și să pună degetul pe mine, a fost o foame spirituală extraordinară în mine și știu că am căutat și am citit și am discutat cu oameni. Dacă m-aș întoarce înapoi, nu știu cum s-a ajuns aici, dar eu cred că așa cum te duci la cules de afine și bob cu bob se umple coșul, așa credincioșia în lucrurile pe care Dumnezeu ți le pune în mână acolo unde ești. Da? Câte vreme eram șef de atelier, trebuia să fiu credincios acolo. La 6 fără un sfert, să fiu în șut și să plec de acolo seara la 6. De multe ori nu puteam deschide ochii de oboseală. Dar dacă ești credincios în lucrul pe care ți-l pune Dumnezeu în mână, El te mută la pasul următor. El îți deschide uși. Vă spun o întâmplare din viața mea, apropo de discuția de mai înainte. În 1990 am fost invitat să conduc departamentul de studiu biblic în Uniunea Baptistă. Erau vreo 1600 de biserici care trebuiau alimentate cu material de studiu. Atunci, în țară, imediat după Revoluție, nu prea erau materiale, și decât broșurile de evangelizare. Și l-au trimis pe fratele Țon să mă convingă să accept lucrul acesta. Stăteam cu el în cameră și la un moment dat el zice: știi care e diferența între mine și tine? Zic eu: da, tu ești Iosif, eu sunt Beniamin, fratele tău mai mic. A început să râdă și spune: nu, 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 eu văd o ușă crăpată, apropo de luarea de decizii, ca și Ruben, o trântesc de perete, trec prin ea, când ajung în vârful dealului, mă opresc și mă întreb: dar de ce am intrat pe ușa asta? Tu stai în fața unei uși crăpate și zici: să intru sau să nu intru? Să intru sau să nu intru? Apropo de structură, suntem foarte diferiți. Ei, am venit în fața fraților mei și știu că eram în cameră la cineva și discutam lucrul ăsta și fratele Eugen Stâncel zice: du-te, intră! Bă, n-am știut în ce intru. Știți, de atunci am denumit fenomenul de salt shaker syndrome. Aveți o solniță pe masă. Găurica e foarte mică, pe lângă toate ocupațiile tale, zice: a, mai pot intra și pe găurica asta, până când caz în hăul din solniță. Așa mi s-a întâmplat și mie. A trebuit să scriu, a trebuit să muncesc, să scot o carte la 3 luni, să umblu prin... Și asta e cam de multișor poveste. Deci, cum am ajuns aici, n-am planificat, n-am decis, nu mi-am făcut planuri să zic: acolo voi fi în 2013. Ce am încercat? Să fiu credincios în lucrul pe care Dumnezeu mi l-a pus în mână la ora respectivă. Am fost și dirijor de cor, am stat și cu gitara după gât, am făcut o mulțime de lucruri în viață. Dar încetişor Dumnezeu le-a luat pe unele, le-a lăsat pe altele și acum când mă uit, văd că a rămas o cărare pe care probabil voi termina viața dacă Dumnezeu îmi va îngădui. Și atunci sugestia mea este: în loc să visezi la lucruri mari, aveți grijă, dacă vrei să fii neapărat influent, vei termina prin a te compromite. Și de aceea singura șansă este ca să fii credincios în lucrul pe care Dumnezeu ți l-a pus în mână. Și dacă ești cu ochii deschiși, Dumnezeu îți va deschide următoarea ușă și te va invita un pic mai sus. Principiul este simplu în Biblie: cine e credincios în lucrurile cele mici va fi și în cele mari, dar niciodată nu începi invers. Încep cu lucrurile mici pe care Dumnezeu ți le-a pus în mână. Fă-le de nota 10. Și fii absolut sigur că Dumnezeu te cheamă mai sus pentru că are nevoie de tine mai sus. Dar dacă ești de nota 3 în lucrurile mici care sunt în mână, niciodată nu vei crește mai mult. Vei țopăi dintr-un 3 în altul, dar nu vei urca pe scara aceasta. Importanța credincioșiei în lucrurile mici. A, da, te-aș invita să ne spui mai multe despre ce am început eu să spun. Poate am greșit cu Madagascarul, dar poate ai putea să ne spui mai multe despre povestea asta și ce decizii au stat în spate la ce faci și ce urmează să faci. Sper că n-ai greșit cu Madagascarul. Amin. Povestea mea începe la școala duminicală, unde m-au auzit despre alți misionari. Și de atunci am început să visez ca un copil. Am visat să fiu și eu misionară într-o zi și vedeam pe cei dinaintea mea ca pe niște oameni sfinți care toată ziua se rugau, citeau din Biblie, vorbeau cu oamenii despre Dumnezeu, se rugau și toată viața lor era în jurul acestor lucruri spirituale de care eu abia atunci începeam să mă bucur. Și pe măsură ce am crescut, mi-am dat seama că de fapt, felul în care îmi trăiesc viața aici, o să mă trăiesc și acolo.
când ajung să fiu în misiune undeva departe. Și nu un zbor de 12 ore, nu o să mă transforme brusc în omul sfânt pe care eu credeam că o să devin. Așa că am învățat încet, încet să devin persoana în care mi-ar plăcea să mă văd departe sau să las pe Dumnezeu să mă modeleze în așa fel încât să-i fiu de folos, să nu-l fac de rușine, să aduc onoare numelui Lui. După visul de copilărie, am văzut că, de fapt, lucrurile se pot concretiza. Și așa am auzit de nevoia de traducere a Bibliei în lume, când am aflat că din cele 7.000 de limbi, 250 numai au Biblia întreagă. Știu că sunt multe nevoi în lumea asta și mulți oameni care pot să răspundă multor nevoi, dar sunt unele care se lipesc mai tare de inimile fiecăruia dintre noi. De mine s-a lipit nevoia asta. Și îmi doresc să pot să fac ceva ca alți oameni de departe să știe cum sună Ioan 3:16, să știe cum sună Tatăl nostru, să nu fie străini de împărăția lui Dumnezeu pe care noi o cunoaștem prin cuvântul lui. Am citit mai mult, mă bucur mult de toate poveștile misionarilor din care învăț. Am fost la facultate urmând sfatul directorului Wikiloop România și mai departe mă pregătesc. Răspunsul general pentru cine mă întreabă ce fac eu acum este că sunt în perioada de pregătire. Mai în detaliu înseamnă că am studiat ceea ce aveam nevoie din punct de vedere lingvistic, prima parte, și acum aștept să văd când pot să merg în Madagascar. Cum am ajuns la Madagascar? O decizie. Da. În primăvara anului trecut am văzut un documentar despre această țară care m-a fascinat și pur și simplu mi-a plăcut. Mi s-a părut un loc frumos și dacă există și acolo nevoie, de ce nu? Nu spun că nu mă văd mergând în alt loc. Dacă toate ușile o să se închidă în ultimul moment, nu mă supăr. Atâta timp cât o să pot să fiu implicată într-o altă nevoie, mă bucur mult. Există 18 limbi în Madagascar care nu au Biblia. Deci am 18 oportunități de lucru acolo. Dumnezeu mi-a arătat că se poate să-L slujesc acolo și mi-am pus oameni înainte prin care am aflat mai multe și încet, încet văd cum lucrurile merg înainte și se concretizează. Sunt multe incertitudini în față de care dau cu capul greu și uneori în urma oricăror decizii sunt perioade de frustrare și neliniște sau îndelungă așteptare care uneori parcă nu se termină. Însă știu că dacă Dumnezeu a început lucrarea prin mine, atât timp cât stau la dispoziția Lui, o va continua, că e lucrarea Lui. Mulțumim! Ruben, ziceam în introducere, am vrut să zic și cifra, dar n-am știut-o, că prin structura ta ai ajuns în afacerea asta începând altele în față. Cum ai ajuns în domeniul acesta? Și prin câte încercări ai ajuns la încercarea de acum? N-am ținut numărul. Nu, glumesc. Auzind ce a zis fratele Benny, sunt foarte de acord și chiar am trăit asta. Credincioșia în lucrurile mici te face ca după aceea Domnul te mută și îți arată ușa. Și dintotdeauna am încercat să fac bine ceea ce am făcut și n-am știut din prima unde o să ajung și nu n-am știut. Da, e adevărat că de mic mi-a plăcut ideea de afaceri și a început de când bunica mă lua cu ea la piață ca să vindem legume și fructe. Ce ai zis? Aici se poate face un ban. Da. Nu, eu nu aveam ideea cu lucrurile costă și trebuie să le produci, aveam ideea de încasări și îmi plăcea asta. Foarte important. Partea de costuri a venit mai târziu. Și acolo am prins gust pentru partea asta de comerț. Prima afacere am început-o când eram student. Era o oportunitate de network marketing prin care
vindeam produse pentru curățenie, îngrijire personală și îngrijire sănătate, pentru ca să câștig niște bani în plus ca și student, însă aici am învățat și principii de marketing, de vânzări, am învățat lucruri cu oamenii, un lucru foarte important de asemenea, am învățat să primesc nu-uri și am învățat să tratez obiecțiuni, care e foarte important în vânzări. Aici au fost începuturile și pentru că am fost credincios în ceea ce am făcut și am încercat să facem cât mai bine, am întâlnit niște oameni deosebiți care ne-au invitat să lucrăm împreună cu ei în afacerea care o dezvoltau, o afacere legată de foraje. Și acolo am câștigat mult mai multă experiență pentru că am lucrat cu sume mult mai mari. Am făcut parte de contracte, partea de vânzări, de marketing. Acolo am întâlnit utilajele pentru prima dată. N-am avut înainte tangență cu utilaje decât cu tractoare. Și apoi, după aproximativ 2 ani, am văzut oportunitatea legată de utilaje. Și atunci am fost puși în fața unei decizii grele. A fost o decizie foarte grea. Spune-ne despre ea. Aveam de ales între a dezvolta ceva necunoscut pe cont propriu, ceea ce putea să fie interesant, bun și frumos, dar renunțam la un loc călduț și bun, pentru că și acolo era o poziție de conducere, era... Firma cu forajele, nu? Da. Și a fost o decizie grea. A fost o decizie grea, mai ales că după luarea deciziei a urmat o perioadă destul de lungă, 6-8 luni, dezastroase din punct de vedere financiar. Adică nu poți să pornești din prima bine. Te-aș întrerup un pic. Vorbești la plural. La momentul ăsta erai căsătorit? Deja în momentul ăsta, da, eram căsătorit. Uh-huh. Ce rol a avut, înainte să trecem mai departe, ce rol a avut familia în decizia pe care ai luat-o? Fiind un tip impulsiv, cum... Înțelegi întrebarea. Familia a avut un rol destul de important. Aici, Oana... Ea și-a dat mai repede seama că ar vrea ceva pe cont propriu și poate condițiile nu-i mai plăceau așa de mult. Mie mi-ar fi plăcut mai mult ca să rămân acolo. Și eram pus într-o... Deja când ești căsătorit, trebuie să iei decizii și ținând cont de soție. Și atunci... am fost... Da, au apărut mai mulți factori în decizia asta. Însă și după ce am luat decizia, tot soția zicea că trebuie să aduc pâine acasă și să îmi punea pe masă. Și nu, acum zis, fă. Eu ți-am zis ca să nu renunțăm. Și... A fost puțin mai greu atunci. Însă suntem foarte recunoscători că Domnul a binecuvântat munca și au început să vină și rezultatele. Dar a fost o perioadă foarte lungă în care pur și simplu era ca și cum mergeam prin deșert, pentru că nu știam dacă o să funcționeze sau nu. Eu credeam că poate să funcționeze. Știam că există potențial și că e nevoie de utilajele astea în România. Dar nu... Nu veneau rezultate. Da, nu veneau rezultatele. Aș rămâne încă un pic la punctul ăsta, pentru că o întrebare care îmi vine în minte e ce rol a jucat Dumnezeu în luarea deciziei de a te muta de la un loc călduț spre antreprenoriat și după aia cum ți s-a schimbat optica asupra lui Dumnezeu în perioada de 6 luni în care, dacă l-ai implicat pe Dumnezeu și Dumnezeu ți-a zis du-te înainte, acum vezi că e secetă total. Ce rol a jucat Dumnezeu în toată perioada respectivă, în decizia voastră? Sincer, nu prea m-am consultat cu Domnul. Era o perioadă destul de grea, adică mai mult am acționat cum simțeam. Dacă, de exemplu, simțeam că nu mai am liniște într-un domeniu, mă gândeam că nu-i mai bine tot timpul. Când, de exemplu, am luat o decizie și nu m-am simțit bine legat de asta sau mă simțeam neliniștit sau n-am mai avut somn, știam că nu-i bine și că ar trebui să dau înapoi. Unele pot să dai înapoi, alte ori nu. Nu pot să spun că am stat mult în rugăciune și să cer călăuzire. Nu am făcut asta, ci poate nici nu... Nici n-am știut cum să fac și de unde să cer ajutor. Poate mi-aș fi plăcut foarte mult să am lângă mine niște oameni care poate să mă ajute sau să mă ghideze mai mult. Nu am avut asta și nici nu eram foarte, poate, aproape atunci de Domnul. Da, decizia asta era de domeniu moral sau amoral? Trebuia să mergi la Dumnezeu să-L întrebi sau... Nu cred că era de domeniu moral. Deci nu era de domeniu moral. Însă mi-am dat seama că uitându-mă înapoi, poate acum de mai multe ori l-aș fi întrebat pe Domnul, chiar în decizii amorale, că chiar dacă e o decizie amorală... Cum l-ai fi întrebat pe Domnul?
Poate m-aș fi rugat mai mult. Poate m-aș fi rugat mai mult. Cred că m-am rugat destul de puțin în perioada aia. Era și o perioadă, munceam foarte mult. Eu munceam de dimineața până seara, sincer, nici nu mai aveam timp să citesc din Biblie. Și în perioada aia a fost o perioadă destul de grea, pentru că pe lângă partea de depărtare de biserică, a fost și depărtare față de prieteni, față de relații. Și muncești atâtea ore. Într-un fel, s-a ajuns la un moment în care am zis, ok, deja luarea unei decizii mi-a fost mai ușor pentru că vroiam ceva nou. Și atunci, poate că și asta era o ușă de scăpare, de ieșire. Aș rămâne încă la punctul acesta, mă consult și cu ceasul. Știu că în viața ta de antreprenor, în ultima vreme, probabil că în urma unei decizii, ai adăugat încă o poveste care îți mănâncă timp, din câte mi-am dat eu seama, probabil și bani, timp de familie și probabil și alte resurse. Și povestea asta se numește Awana și te-aș ruga să ne spui un pic mai multe și despre ea, dar mai ales cum de tu, cum de Awana, ce decizii au stat în spate la mutarea asta. Ok, o să povestesc foarte pe scurt despre Awana și apoi o să spun cum am ajuns la decizia asta. Awana reprezintă o oportunitate de evangelizare a copiilor care nu vin la biserică, a copiilor din școli, a copiilor din cartier. Este o oportunitate extraordinară de a evangeliza în rândul copiilor și al părinților, nu numai al copiilor. Și eu am avut binecuvântarea de a avea Awana când eram la Carei și mi-a plăcut foarte mult și o să continui cu asta când o să povestesc despre cum am ajuns să iau decizia. Dar legat de Awana, aici este o lucrare extraordinară și pentru că e o seară de tineret, vreau să vă provoc și pe voi, toți cei care doriți să știți mai multe despre asta, să știți că e o lucrare extraordinară în care te poți implica ca și tânăr și ca și student și poți să înveți. Din biserica noastră este deja o echipă pe care vreau să se ridice, dacă sunt undeva prin sală, ca să-i vedeți, pentru că la sfârșit vreau să se ridice echipa, dacă e aici, da? Ok, avem pe Alin, Cristina, Cătălina, Oana. La sfârșit o să-i rog să vină în față și toți cei care aveți întrebări despre Awana să puteți să vorbiți. Nu vreau să iau din timp pentru că e prețios, însă eu cred că e o oportunitate extraordinară pentru noi să ne implicăm în biserică și noi ca să ne îndeplinim trimiterea care avem, ca să facem ucenici din toate neamurile. Și ca și student pot să fac asta deja, pentru că lucrez cu copii, se joacă, se distrează, dar pe lângă asta învață versete care le rămân în minte și nu știm când Dumnezeu poate să aducă rezultate din asta. Și e o lucrare pe care biserica poate să o facă și o facem aici în cartier, la liceul de muzică, are impact local. Am început în luna octombrie și deja avem aproximativ 40-50 de copii care vin la Awana și vedem că lucrarea Domnului ne binecuvântează foarte mult prin lucrarea asta. Și așa vă provoc. Deci toți cei care vor, acum fac un pic de reclamă, profit că am microfonul. Dacă o să mi-l tăiați, mai am unul aici, nu-i problemă. Ok. Cum am ajuns la Awana? Încercam să-mi răspund la întrebarea de ce fac ceea ce fac. Și în business? Sau în general? În general. Dar și în business. Și încercând să-mi răspund la întrebarea asta, mi-am dat seama cât fac destul de multe lucruri bune și am ceva rezultate, dar mi-am dat seama totuși că dacă stau să cântăresc lucrurile care cu adevărat contează, câte lucruri fac pentru viața de zi cu zi și pentru lumea în care trăiesc și câte lucruri fac pentru Domnul, cântarul cam apăsa foarte tare într-o parte. Și partea cea care conta cel mai mult era destul de goală. Și apoi mi-am dat seama că, da, Dumnezeu ne binecuvintează pe toți cu resurse și ne dă talente și, ok, ne lasă ne dă libertatea să le folosim. Dar, într-un final, fiecare dintre noi o să fim la asta răspundere, ce am făcut cu timpul nostru și cu resursele noastre. Și, da, mă simt un om binecuvântat. Cred că Dumnezeu mi-a binecuvântat cu talente, mi-a dat și resurse în administrare. Înțeleg că tot ceea ce ne-a dat doar în administrare. Însă, mi-am dat seama că, pe lângă faptul că construim comori aici, care o să rămână și se pierd. Totuși avem șansa cât timp trăim pe pământ să construim și comori în ceruri. Și asta a fost o revelație. Și mi-am dat seama
că asta e cel mai important. Și dacă tot așa e important, cât la sută din timpul meu investesc pentru comoarea mea din ceruri? Și dacă contul meu e așa de gol, atunci poate că ar trebui puțin mai mult timp să dedic. Chiar dacă e greu. Când, și dacă, cât de greu? Și dacă lucrezi și ai un singur job, dar și dacă faci afaceri, timpul e foarte prețios și ești ocupat. Și poate că sâmbătă e singura zi liberă care o mai ai ca să poți să dormi sau să te uiți la un film. Și când trebuie să o dai și pe aia, ți-e greu. Însă când vezi rezultatele, atunci există o bucurie care trece de partea materială și există o bucurie care îți dai seama că chiar dacă ai sacrificat ceea ce îți place acum pentru ceva care urmează în viitor, totuși se merită. Și bucuria când vezi copiii care vin și care recită versete și care nu știau înainte versetele alea și care ajung să-L cunoască treptat pe Domnul, îmi dau seama că Domnul ne dă oportunitatea extraordinară să ne facă conlucrători cu ei și puțin din ceea ce ne-a dat El, dăm și noi înapoi către Domnul. Și mi se pare o dovadă de recunoștință. Și Domnul dă înapoi. Domnul ne poate binecuvânta pentru că, până la urmă, a Lui sunt toate resursele și a Lui sunt toți banii. Domnul te poate binecuvânta. Am trăit o experiență, eram la conferință a Oana și era prima conferință. Ne era foarte greu, eram numai eu cu Ana în afacere, nu aveam niciun angajat, trebuia să închidem afacerea, practic, ca și cu magazinul închis când timp ești plecat. Am ajuns acolo, nici nu aveam semnal, dacă suna cineva, nu puteam răspunde la telefon. Și vreau să spun că în săptămâna aia cât eram acolo, deci era telefonul lângă geam și nu știu cum de-o prind semnal. Și am răspuns și era un client care a zis, unde sunteți, aș vrea să vin să povestim, vreau să cumpăr un utilaj. Și am zis, domnule, ocupat, la o conferință, spuneți-mi unde sunt că vreau să vin eu. Și a venit el până în lunca bradului, și nu mi-a venit să cred, deci a venit până în lunca bradului, am stat cu el la masă și a spus, în timp de o săptămână am un proiect european, trebuie să cumpăr un cilindru compactor. Ăștia sunt utilaje pentru compactat drumuri. Mie nu venea să cred. I-am spus, ok, o să încerc să-ți fac o ofertă, i-am făcut o ofertă și vreau să spun că o cumpărat. Și atunci m-am simțit așa de binecuvântat, am zis, ok, eu am dat o săptămână, poate că munceam alteori două luni să vând un astfel de utilaj și domnul, cât timp am fost acolo, puțin semnal cât a fost la telefon, omul a vândut și a venit el acolo, deci era ceva peste puterile mele. Deci foarte clar că era de sus toată povestea. Da, da. Dar eu am o întrebare, câți ani ai, Ruben? 28. 28. Îți prevestesc un viitor. Dar știam că la noi în biserică nu se fac prorocii. Porniți microfoanele. Dacă toate merg bine, o să te lași de afaceri, să te faci predicator. Acum nu vreau. Pentru că dacă asiste drumul pe care îl aud din gura ta, mă gândesc la atâția alții care nu o să înceapă Oana. Și la noi în biserică am definit lucrarea creștină ca fiind orice activitate legitimată de mandatul cultural, inclusiv să vinzi buldozere și cilindrii compactori, orice activitate legitimată de mandatul cultural care a fost subordonată conștient și creativ mandatului preoției. Țin minte o vorbă lui C.S. Lewis, ce lumea n-are nevoie de mai mulți predicatori în amvoane, ci de mai mulți oameni de afaceri în piață, creștini. Pentru că realmente e mare lucru să fii creștin la locul tău, știi? E adevărat că și nevoia asta este noi de a te ocupa de copii și a vedea, dar se uită la mine oameni și eu mi-am lăsat toate celelalte lucruri și am migrat în domeniul ăsta și acum că te aud pe tine vorbind, parcă simt că azi, mâine, toată lumea va face la fel. În secțiunea asta am auzit despre importanța și credincioșia în lucrurile mici. Dumnezeu, dacă în deciziile mici ne dovedim credincioși, dacă îl includem pe El în ele și luăm deciziile potrivite, Dumnezeu ne mută un pas mai departe. Apoi am mai auzit despre nevoia și la Ada și la Ruben, despre nevoia de a ne gândi dincolo de noi, da? De a ne gândi la alții. La alții de aproape, din Iris sau de la liceu de muzică sau din mănășturi, sau la alții de foarte departe. Și ăsta e un element de care trebuie să ținem cont, să nu ne gândim doar la noi, la ce adunăm pentru noi aici, ci și la alții și la ce putem aduna dincolo. Și aș vrea să mergem mai departe și aș trece la un set de întrebări specifice pentru fiecare interlocutor, deci fiecare o să aveți altă întrebare, aș începe din nou cu dumneavoastră. Și trecând un pic prin subiectul deciziilor în săptămâna asta, mi-am dat seama că problema se complică și din punct de vedere teologic și o să vă rog să ne descurcați. Din perspectiva deciziilor, citeam că părerile teologilor se part în două, da?
Când suntem în fața, fac o mică paranteză, când suntem în fața unei decizii, mai ales noi creștinii, ne punem următoarea întrebare. Oare care să fie voia Domnului, nu-i așa? Vreau să știu care e voia Domnului ca să iau decizia bună. Ei, teologii se împart în două. Prima jumătate spun așa. Există trei voi a lui Dumnezeu. Voia suverană a lui Dumnezeu este planul mare de mântuire, da? Planul care Dumnezeu l-a pornit înainte de istorie și îl va duce până la capăt, indiferent de ce se întâmplă în lume. Da? Deci voia suverană a lui Dumnezeu. Apoi este o voie morală a lui Dumnezeu, sunt legile și poruncile lui Dumnezeu, pe baza cărora Dumnezeu își guvernează planul de mântuire, da? Sunt oglindirea caracterului său, legile și poruncile, deci voia morală. Dar Dumnezeu mai are și o voie individuală, și anume voia individuală a lui Dumnezeu cu privire la viața mea, Puiu Dârlea, la viața lui, Ruben Marian, și așa mai departe, la viața fiecăruia dintre noi. Ei, extrema acestei perspective, jumătate din teologi, merge până acolo încât spune Dumnezeu are o voie individuală până la nivel de școală. Da? Dumnezeu, voia lui Dumnezeu pentru mine este să termin liceul economic. Da? Voia lui Dumnezeu pentru facultatea mea este X. Voia lui Dumnezeu cu privire la soția mea este exact persoana respectivă. Asta e extrema, da? Și implicațiile acestui lucru sunt destul de complicate. Dacă eu în oricare din domeniu, mic sau mare din viața mea, cumva nu aud voia lui Dumnezeu, nu înțeleg foarte clar, trec pe lângă ea, risc să nu mă mai aflu în voia lui Dumnezeu. Cealaltă jumătate, nu-i foarte complicat, trebuie să mă urmăriți atent, cealaltă jumătate dintre teologi spune așa, există doar două voia lui Dumnezeu. Este voia suverană, da? Planul lui mare de mântuire, este voia lui morală, legile și poruncile lui și atât. Eu ca și individ, între cele două, între voia suverană și voia morală, mă pot mișca oriunde și orice aleg îi în regulă. Acum, întrebarea mea e cum rezolvăm, ce rol joacă Dumnezeu în deciziile noastre care nu-l privesc, adică care sunt amorale, da? Cum îl implicăm pe el? Are el o voie individuală pentru fiecare dintre noi? Încep eu să mă gândesc, oare a fost școala bună, oare a fost soția bună, oare a fost serviciu bun, sau pur și simplu mă întorc înapoi și zic, în momentul respectiv eram în ascultare de Dumnezeu, restul nu mai contează. Hai să iau un element, aș putea lua mai multe, să iau elementul alegerii unei soții. Sunteți majoritatea tineri. Personal, cred că aș fi putut face căsnicie cu orice fată. Deci, nu știu dacă Dumnezeu a ales pentru mine pe cineva. Practic, eu m-am frământat, mi-am ros unghiile, până când într-o vineri seara i-am zis da și am cerut-o de nevastă. Era 1976. Nici dacă m-ați fi tăiat în bucăți, nu v-aș fi putut spune atunci că absolut sigur este ea, Dumnezeu mi-a descoperit-o și fără putință e tăgadă, sunt în centrul voiei lui Dumnezeu. N-aș fi putut să vă spun lucrul acesta. Au trecut aproape 40 de ani. Acum când mă uit înapoi, am cu totul altă părere. Cu alte cuvinte, acum pot să vă spun, cu mâna pe inimă, Violeta m-a întrebat care e cea mai proastă decizie care am luat-o în viața mea, nu vă spun, dar acum când mă uit înapoi, vă spun că tot ce e bun în viața mea, Dumnezeu a dus prin Nora. Eu cred că n-aș fi nici a 10-a parte din ce sunt dacă n-aș fi fost ea. Dar asta nu o știam privind înainte, o știu privind înapoi, da, privind înapoi. Și atunci, care-i învățătura pentru mine? Dumnezeu mi-a dat un perimetru în care mă mișc, despre care v-am vorbit la început. Știu că Dumnezeu mi-a spus așa, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. În jurul meu roiau fetele. Aveam o ghitară după gât și eram totdeauna printre ei, conduceam tineretul, mergeam nu știu unde, deci nu era problemă să aleg una sau alta. Dar din pricina căutărilor mele după Dumnezeu, am văzut în Nora atunci ceva ce n-am văzut în niciuna din fete. Nu era la fel de frumoasă, nici la fel de bogată ca și multe altele, dar avea o dorință și o căutare după Dumnezeu și o profunzime cum n-am văzut în multe altele.
Și atunci decizia mea a fost practic hotărâtă de căutarea mea după Dumnezeu, care s-a întâlnit cu căutarea ei după Dumnezeu. Este o vorbă, imaginați-vă, un trunchi de con, da? Sau, hai să zic, un con. Dacă ești la baza conului, cercul este imens, ai o mulțime de posibilități din care poți alege. Dar dacă urci în sus, cercul se îngustează din ce în ce mai mult. Cu alte cuvinte, oamenii care vin în bătătura ta și pentru care ai ochi și dorești să intri în relație cu ei, sunt toți mai puțini. Pentru că devii din ce în ce mai selectiv. Și atunci revin la priorități. Dacă prima mea prioritate e relația cu Dumnezeu și a doua relație cu mine însumi, a crește în cunoașterea lui Dumnezeu, restul vine aproape după ele. Deci eu nu vă pot spune nimic din viața mea că ar fi fost predestinat de Dumnezeu să fiu acolo. De pildă, când mama mi-a zis, ieși de la liceu și du-te la profesională, am plâns o lună de zile. Plângeam de unul singur, îmi dumicam lacrimile. Și acolo, ca strungar, am învățat desen tehnic, am învățat să văd că trebuie să intri cu cuțitul în tot felul de labirinturi pe care nu le vezi, trebuie să le imaginez. Și când mă gândesc înapoi la facultatea mea, la școala mea, dragii mei, nu vă dați seama de valoarea pe care o are în studierea Scripturii. Un inginer, nu e un teolog, da? Un inginer știe că dacă lipsește o cotă sau nu funcționează mașina, eu nu pot sări, trebuie să desenez un text, trebuie să-l văd un text, vedeți câte desene fac. Ei, acum când mă uit înapoi pot să zic, Dumnezeu m-a călăuzit pe cărările respective și acum culeg roadele de la ele. De aceea n-aș putea să merg pe ideea, există o singură fată cu care trebuie să mă însor, ea este Maria și Dumnezeu mă va duce la ea. Poate că după 30 de ani zic, m-a dus Dumnezeu la ea. Așa cum nu știu dacă există o singură școală la care pot să merg sau o singură profesie pe care pot să mi-o aleg, ci cred eu că acolo unde te-a așezat Dumnezeu, dacă ești credincios în lucrul respectiv și dacă îl cinstești pe El, Dumnezeu te ia și te folosește împreună cu ce ai în mână să scoată un lucru extraordinar. Adam, aș îndrepta spre tine. În cazul alegerilor care le-ai făcut, cum ai ajuns, adică ne-ai spus că de mică ai ținut cont de ce a fost în tine. Au fost și alți factori de care ai ținut cont când ai decis până la urmă încet încet să te duci înspre o viață de misionar. De ce alte elemente ai ținut cont? Fiindcă mă apropiam de Dumnezeu atunci, pe la 13-14 ani, mi era tare drag. Și mă gândeam cu drag și un fel de dor pe care nu știu să-l explic la revenirea lui. Și așa cum ai spus la început, într-adevăr, versetul care mă motivează cel mai mult este cel pe care l-ai zis, cuvintele Domnului Iisus. Evanghelia aceasta împărăției va ajunge până la marginile pământului și atunci va veni sfârșitul. Și din dorința de a lărgi împărăția lui Dumnezeu, de a grăbi venirea lui, am înțeles că prin viața mea aș putea să o fac în felul ăsta. Și poate e un pic egoist să spun că vreau să vină Domnul, vreau să vină cât mai repede, pentru că... Încă un egoist. Sunt multe lucruri care mai au nevoie de timp. Mulți oameni care mai au nevoie poate de încă o zi pentru ca să vină la El. Dar vreau, din toată inima, vreau să vină odată. Și mi se pare o onoare extraordinară să pot să fiu parte exact din lucrul ăsta, din grăbirea venirii Lui. Este un factor major. Plus că am descoperit că îmi place lingvistica și mă bucur foarte tare de alegerea pe care am făcut-o. Cât de grele sunt limbile în Madagascar? Nu știu încă. Din această secțiune cred că reiese foarte clar că putem ține cont, așa cum ne zicea Ada și la început și și acum, și Dumnezeu ne încurajează să ținem cont și de felul în care suntem construiți, da? De afinitățile care le avem, de dorințele pe care Dumnezeu le pune în inima noastră de mici și poate că uneori când suntem în fața unor decizii, cel mai ușor e să decidem ceea ce ne place, bineînțeles dacă este în concordanță cu voia lui Dumnezeu.
Mă gândesc la lucrul ăsta cu, pe jumătate cu bucurie, pe jumătate cu tristețe, pentru că mi-aduc aminte de decizii pe care eu a trebuit să le iau și elementul ăsta mi-a scăpat. Niciodată n-am fost învățat sau nu mi-a picat fisa să mă întreb, indiferent de ce s-ar întâmpla, dacă m-aș gândi ce mi-ar plăcea să fac, oare care ar fi lucrul ăla. Niciodată lucrul ăsta nu a intrat în calcul când am luat decizii și acum când mă uit înapoi, îmi pare rău. Deci ăsta e un element care merită să-l ține minte. Când suntem în fața unor decizii vis-a-vis de care Dumnezeu nu se pronunță că-s bune sau rele, cred că e o mare binecuvântare să ținem cont de felul în care Dumnezeu ne-a construit și resursele pe care Dumnezeu le-a pus în noi, afinitățile pe care le avem pentru un lucru sau altul. Aș merge mai departe, mai avem 15 minute și încă vreo 16 întrebări. Ruben, bunul simț ne spune că nu trebuie să luăm decizii în grabă. Nu trebuie să le luăm decizii în pripă, trebuie să ne gândim înainte, însă... Afară de faptul că ești la volan. Corect, asta e exclus. Însă un mare, în afară de volan, un mare procent din deciziile pe care suntem îndemnați să le luăm când intrăm în interacțiune cu afacerile altora, da? Când vrem să cumpărăm un produs, când vrem să accesăm un serviciu, când vrem să cumpărăm o vacanță și așa, o droaie din deciziile astea suntem îndemnați să le luăm de maniera următoare. Act fast. Oferta expiră în următoarele 30, 29, 28 de secunde, da? Cumpără acum. Este ca și cum ne-ar spune, nu gândi, ia de repede decizia că o să o pierzi dacă nu iei. Și pentru că ești în domeniul afacerilor și ești un furnizor de produse și servicii, aș vrea să te întreb cum îți gândești tu afacerile, pentru că de maniera de care le gândești, așa decizi o să ia clienții tăi. Noi ne ocupăm cu utilaje, utilaje agricole, utilaje de construcții. Ne ocupăm cu vânzarea lor, de anul trecut am început să și închiriem și vindem și piese. E un domeniu în care chestiunea cu acționează acum nu funcționează așa de bine, decât dacă am vinde, să zicem, televizoare sau telefoane sau electronice, electrocasnice. În domeniul nostru, procesul decizional e undeva la 3 luni de zile. Te hotărăști, de exemplu, ca și fermier, că vrei să-ți schimbi tractorul și atunci deja începi din toamnă să-ți faci planuri pe anul viitor și undeva în iarnă faci achiziția ca să ai tractorul în primăvară. Tehnica e foarte bună și trebuie să recunosc că și noi ne folosim câteodată de a presa, pentru că eu cred că un bun vânzător trebuie să poată să vândă repede. Dacă nu vinde repede, nu e foarte bun vânzător. Însă noi folosim aici poate tehnica fricii. Mi-am dat seama că oamenii mai degrabă acționează pe frică decât pe dorință de a avea ceva. Adică decât să... frica de a pierde tractorul respectiv e mai mare decât dorința de a-l avea. Și atunci introducem îndoiala. Să nu spuneți clienților asta, vă rog. De exemplu, dacă... Dar bineînțeles asta după ce ne facem treaba. Mi se pare foarte corect ca să fim conștiincioși și să ne facem treaba inițial. Adică să-i ofer clientului ce poate să-și aleagă, să-i ofer corect ceea ce îi ofer și să țin cont de principiile pe care le am. Adică să știu că e bine și pentru client. Dacă e în defavoarea clientului, nu aș fi de acord cu asta. Însă dacă i-am ofertat, să zicem, 5 tractoare, știm că sunt bune pentru client și clientul nu-i grăbit. O lăle. Da. Atunci îi spunem, bănuiesc că nu vă deranjează aceeași ofertă pentru că e foarte bună oferta, am ofertat-o și altor clienți. Știți, nu, politica firmei, nu putem să facem rezervări la asta. Dacă clienții ceilalți se hotărăsc mai repede, bănuiesc că nu vă deranjează că pierdem tractorul. Și atunci apare frica, dacă îl pierd. Deci folosim, dar altfel, nu putem pune așa pe secunde, că e diferit. Deci produsele care se vând sunt valori mai mari și procesul decizional e mult mai lung. Însă noi ne dorim să facem afaceri pe termen lung și nu dorim să vindem doar acum. Și ne dorim și să ajutăm firmele ca să-și achiziționeze utilaje performante, ca să fie mai competitive, să fie profitabile. Și atunci nu ținem, dacă targetul nostru ar fi numai să facem un profit la sfârșitul anului, atunci da, poate am introdus tot felul de tehnici. Însă în domeniul nostru contează foarte mult recomandarea și ei să te recomande mai departe și atunci el trebuie să fie mulțumit și pe lângă principiile noastre și chestiunile de recomandare. Și... ce important mi se pare ca pe lângă o tehnică de marketing care poate fi folosită într-un mod imoral, dacă toți suntem la subiectul ăsta, ce important lângă o astfel de tehnică să aducem o moralitate, da? Citeam pe unul din site-urile lui Ruben, cu care sunt destul de familiar, faptul că
toate utilajele pe care noi le aducem sunt verificate. Dacă nu ne credeți, veniți cu noi, o să vă arătăm. Dacă vrei să completezi, acum e momentul. Așa ar trebui, da. Ok. Ești nu doar furnizor, și ești și client. Și una dintre deciziile importante, mai ales pentru noi tineri, este cum ne cheltuim banii care avem, mai mulți sau mai puțin. Da, domeniul finanțelor reclamă decizii importante care, din păcate, pentru unii poartă consecințe, poate pe tot restul vieții. Ca și client de produse, de servicii, cum îți iei deciziile? Pentru că cred că e un aspect important pentru noi de aflat. Îmi plac ofertele, îmi plac promoțiile, îmi plac discounturile, însă nu reacționez la presiune. Deci la presiunea de timp, dacă îmi spune mai 30 de secunde să iau o decizie, prefer să ies din joc. Adică, până la urmă, când sunt client, sunt mult mai pretențios. Când sunt client, atunci mi se pare că trebuie să mi se ofere o valoare bună pentru banii mei și mie să mi se pare că eu ies în câștig și vânzătorul ies în pierdere. Sunt dificil ca și client. Negociez, de obicei, prețul, cer termene și condiții, încerc să-mi iasă mie cât mai bine ca și client. Și tot timpul caut un raport calitate-preț foarte bun și o valoare adăugată. Nu mi-aș cumpăra ceva numai pentru că prețul e bun, în niciun caz. Uh-huh. Și niciodată nu mi-aș cumpăra ceva dacă nu am banii pentru asta. Adică cheltui este un doar foarte important. Ceea ce pot să îmi permit, niciodată nu... Nu prea place să merg la shopping. Cumpătare, da? Cumpătare și înțelepciune. Adam, întrebare retorică, dar urmată de o întrebare adevărată. S-a întâmplat să ai decizii proaste în viața ta? Bun, trecem la următoarea întrebare. Dă-ne un exemplu de decizie proastă, dar vrem să spunem că nu suntem doar interesați să aflăm care e decizia proastă, ci suntem interesați să vedem, să ne mutăm un pic mai departe, da, în tema deciziilor și să vedem ce facem cu deciziile proaste, cum se rezolvă o decizie proastă, pentru că da, noi acum o să ne luăm notițe, o să facem niște jaloane, o să tragem niște concluzii la final de seară, dar cu siguranță o să luăm decizii proaste. Da? Cum le putem rezolva? Cum le putem repara? Ce facem cu o decizie proastă luată? Ce ai făcut tu? M-am gândit surprinzător de mult la o decizie proastă pe care să o împărtășesc. Și n-ai găsit? Da. Acum două săptămâni, nu-i mare lucru, am fost la salină cu două prietene și la sugestia mea destul de puternică, am coborât pe jos, pe scări. Dar n-am luat în considerare faptul că una dintre prietene era sensibilă la a se învârti mult în aceeași direcție. Și când am ajuns jos, era amețită și o durea capul tare. Nu înțeleg ce înseamnă asta, că mie nu-mi rău dacă mă învârtesc. Și na, asta o consider responsabilitatea mea, că eu am insistat să coborâm pe scări. Cum am reparat-o? Înapoi am luat liftul. Dar pe ea a durut-o capul până la sfârșitul zilei. Și am văzut că nu poți să repari orice decizie proastă pe care o iei. Dacă nu poți să o repari, ține minte lecția și încearcă să nu mai repeți. Din orice, mai ales din deciziile greșite, am de învățat mult. Și încerc să țin minte și chiar să nu uit, să nu mai repet. Poate știți discuția dintre un om de afaceri de succes și un reporter. L-a întrebat, care-i secretul succesului dumneavoastră? Și le-a zis, două cuvinte am pentru tine, tinere, două cuvinte, decizii corecte. Și zice reporterul, bine, dar cum ajungi să iei decizii corecte? Un cuvânt, experiență. Și experiența cum o ai? Două cuvinte am pentru tine, tinere, două cuvinte, decizii greșite. Ok, deci e foarte important dacă le luăm să învățăm din ele, da? M-aș întoarce la Ruben, pentru că cred că domeniul afacerilor e un domeniu în care se pot lua decizii foarte greșite sau care par bune, dar finalul ne arată că sunt foarte greșite. Și aș începe cu o mică introducere. Marea masă de oameni din domeniul economic spun că împrumutul, da, este baza economiei și că nu poți face business fără credit. Și aș vrea să ne spui cum te raportezi tu efectiv la subiectul ăsta, ca și om de afaceri. Nu să ne spui răspunsul corect, ci să ne spui cum vezi tu lucrurile, pentru că încercăm să vedem
Cum ne putem feri de astfel de decizii financiare care pentru alții au ajuns dezastruoase? Decizia de a te împrumuta. Da. Consider că sunt unele afaceri care poți să le faci fără bani sau cu banii altora. Nu te împrumuți, dar folosești banii furnizorilor, să zicem. Adică cer termene de plată. Pentru cei care nu știu cum funcționează pe scurt sistemul? Îmi deschid un depozit de materiale și le spun la toți că sunt serios și le dau cecuri și o să-mi dea materiale. Și îmi umplu un stoc de câteva sute de mii de euro și nu sunt ale mele produsele, ca și cum le țin doar acolo, le depozitez. Când le vând, plătesc mai departe, dacă lucrurile merg bine. Aia e afacere care pot să o fac fără împrumut, să zicem, dacă furnizorii de materiale sunt de acord. Sunt unele domenii în care numai așa se lucrează. Adică dacă nu ești de acord să dai termen de plată, nu lucrăm. Însă sunt unele domenii care consider că nu le poți face, într-adevăr, fără credit. Sau foarte greu. Și o să dau exemplu unde, de exemplu, luăm noi credit și unde nu consider că e greșit. În general, știu. Nu Teoria. Trebuie să datorăm nimănui nimic. Cel ce ia cu împrumut e rob, celui care dă cu împrumut e clar asta. Însă, eu cred că totuși trebuie să facem o diferență între partea de contabilitate a familiei și partea de business. Când iau un credit pentru afacere, e diferit, dar și acolo trebuie să-mi fac calcule foarte bine. Și dau un exemplu. Avem clienți care își cumpără utilaje în leasing. Asta înseamnă că ei fac contract cu banca și cu noi că achiziționează un tractor. Însă, politica este că tractorul este plătit de către bancă nouă, furnizorului, după ce este în România. Noi îl aducem din Germania, să zicem. Și atunci, banca solicită clientului un avans, 10%, care îl dă nouă și noi trebuie să aducem utilajul. Când aducem utilajul, primim diferența de bani. Și clientul urmează să plătească băncii ratele. E bine, noi pentru asta, fiind valori mari, avem o linie de credit. Și în momentul când primim o comandă de genul ăsta, folosim linia de credit o săptămână sau două până vine utilajul și apoi primim banii de la bancă și returnăm înapoi băncii. Dacă nu aș avea linie de credit, n-aș putea să vând utilajele astea. Aș putea să nu vând. Da, aș putea să spun noi nu lucrăm cu leasinguri. Însă, datorită faptului că este un contract și eu știu sigur că dacă singura necunoscută aș putea să fiu eu că nu sunt serios, adică nu livrez ceea ce trebuie. În cazul ăsta, dacă nu livrez ce trebuie și clientul nu primește utilajul, nu primesc banii. Noi riscăm acolo. Însă, dacă noi suntem corecți și livrăm ceea ce trebuie, noi, prin contract, ne primim banii de la bancă. În cazul ăsta, noi luăm credit. Un alt exemplu în care consider că e ok să iei credit, e când, de exemplu, accesezi fonduri europene. Ai un contract clar în care ți se spune, dacă faci investițiile astea, primești banii înapoi de la Uniunea Europeană. Fie 100%, fie 50%, fie 70%. E bine, partea ta ar trebui să o ai. Dar toată partea e greu ca să o ai. Și atunci poți merge la bancă, noi am făcut asta, am accesat un credit, apoi când s-au returnat banii de la Uniunea Europeană, s-au returnat înapoi. Însă, de fiecare dată ne-am făcut calculele foarte clare dacă putem sau nu să returnăm înapoi și dacă ne permitem rata respectivă lunară și cât de sigură e asta. Pentru că consider că e o foarte mare greșeală să te împrumuți bazându-le pe veniturile care le ai acum, veniturile pot să difere, nu e o garanție că îți rămân și de asemenea nu aș fi de acord cu garantarea de bunuri personale, adică să giresc cu casa mea personală de dragul afacerii. Nu aș face asta niciodată. Nici nu aș lua, de exemplu, credite personale numai ca să îmi iau o mașină mai nouă sau să-mi iau altceva, chestiuni personale, nu. Dar pentru că scopul meu este să administrez afacerea cât mai bine, atunci afacerea crește și se dezvoltă mai bine accesând creditele astea. Altfel, fie nu ar fi posibil, fie ar fi foarte greu. Câteodată e bine, câteodată nu. Dar aici fiecare trebuie să-și poată face calculele. Problema noastră în România că nu suntem pregătiți. Nu avem de multe ori pregătirea necesară ca să ne putem face calcule corect și să putem, dacă am fi olandezi sau așa, ce am face calcule mult mai bine. Dar aici avem o problemă. De multe ori ne bazăm pe ceea ce câștig acum și cred că o să meargă la fel de bine sau chiar mai bine. Fac estimări încă optimiste că o să meargă mai bine. Aici cred că e o greșeală. Și foarte multe afaceri pot să falimenteze din cauza unui credit care nu poate fi returnat la bancă. Dar spune-mi, de ce ai făcut diferența între banii familiei și banii afacerii? Mi-ați furat întrebarea, foarte bun. Pentru că ai spus că
pentru nevoile mele nu m-aș împrumuta. Funcționează ce spune Biblia, să nu datorezi nimănui nimic. În cazul afacerilor, ne explică ce faci. Pentru că consider că trebuie să fac o diferență între veniturile familiei și veniturile afacerii. Afacerea eu administrez doar, sunt un administrator, dar nu e ca și cum mi-am ține, deși e afacerea noastră, da? Dar eu așa o văd ca și cum e parte de administrare și nu cred că e corect ca să fie contopite astea. Adică, dacă ar fi pentru mine personal, eu n-aș fi avut nevoie să mai iau un credit sau să mai achiziționez niște utilaje pentru închiriere, pentru că n-aș fi avut nevoie. Dar pentru că avem planuri de viitor cu afacerea și pentru că consider că și prin afacere putem să slujim mai mulți oameni și poate să fie o binecuvântare pentru mai mulți oameni, atunci, da, vreau să dezvolt. Dacă era pentru mine personal, nu aș fi avut nevoie ca să iau credit. De asta eu văd o diferență între dezvoltarea unei afaceri care trebuie să aibă misiunea ei, care să fie poate diferită de misiunea familiei. Deocamdată la noi e afacere foarte mică, deci e afacere mică și așa mai departe, dar cu timpul poate să devină o chestie mult mai mare în care noi pur și simplu să fiu în consiliul de administrație sau să am o parte din acțiuni. Nu știu cum o să dezvolte lucrurile. Și de aia văd o direcție pentru afacere și o direcție pentru familie. Pentru finanțele familiei. Da. Ați vrut să adăugați ceva? O întrebare primită, v-aș adresa-o dumneavoastră. De ce Dumnezeu nu acordă circumstanțe atenuante unor decizii greșite, chiar dacă acestea au fost luate în perioada tinereții, când ne putem prevala de faptul că n-am fost suficient de maturi, n-am știut cu ce se mănâncă, eram tineri și uite că și acum, după 60 de ani, tragem punoasele? Eu cred că este prețul libertății pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Când a zis, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar ți-a dat libertatea, n-a înconjurat pomul cunoștinței binelui și răului cu sârmă ghimpată, ci ți-a lăsat libertatea mai mult, l-a făcut bun de privit, bun de mâncat, de dorit să deschidă cuiva mintea, da? Cu alte cuvinte, ca și cum ți-ar fi pus ispita sub nas, dar ți-a tras linia prin porunca lui. Și atunci Dumnezeu mă crește prin procesul acesta decizional, ce-i viața? Un lung șir de decizii, de la cele mici până la cele mari. Și prin fiecare decizie, care nu totdeauna e cea mai bună, eu cresc, dacă pot să o cântăresc în lumina Scripturii. Și atunci, din punct de vedere, Dumnezeu nu intervine. De pildă, Dumnezeu n-a intervenit când Eva a început să gândească cu privire la pomul cunoștinței binelui și răului, când a întins mâna, când a dat bărbatului ei, a lăsat ca lucrurile să meargă, din pricina libertății pe care ne-a dat-o, să alegem între viață și moarte. Și asta ar trebui să mă pună pe mine în gardă și să mă facă să cântăresc deciziile care le iau, pentru că Dumnezeu mă va lăsa să trăiesc cu consecințele deciziilor mele. Mulțumesc! Este trecut de ora 8 cu 3 minute și aș vrea să încheiem. Aș vrea doar să vă aduc aminte de punctele mari care le-am auzit în această seară. Când suntem în fața unei decizii, trebuie să ne asigurăm că aceasta nu încalcă parametrii legilor și poruncilor lui Dumnezeu. Dar ca să putem face lucrul acesta, trebuie să păstrăm comunicarea deschisă cu Dumnezeu. Și Dumnezeu comunică El însuși cu noi prin cuvântul Său și fratele Beni ne încuraja să stăm într-o relație strânsă cu cuvântul. Dar Ruben cred că pomenea și noi trebuie să stăm, să comunicăm la rândul nostru cu Dumnezeu și noi o facem prin rugăciune. Cineva spunea că orice decizie importantă ar trebui scăldată în rugăciune. Când suntem în fața unei decizii, trebuie să ne sfătuim și aspectul ăsta s-a atins, Ruben l-a atins vorbind despre procesul decizional în familie, dar cred că este un aspect foarte important. Când suntem în fața unor decizii importante, să ne înconjurăm cu sfetnici pe măsură. Biblia ne învață în Cartea Proverbelor: planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Și acesta cred că este un element important. Unul din prietenii mei
care acum, zilele acestea, se uită înapoi la deciziile pe care le-a luat, îmi spunea că își reproșează un singur lucru, că n-a întrebat și când a întrebat n-a ascultat de ce au spus oamenii din jurul lui. Și ăsta e un element la care merită să ne gândim atunci când luăm decizii importante, sfatul pe care îl primim de la oamenii înțelepți. Când suntem în fața unor decizii și dorim să aflăm voia lui Dumnezeu și aceasta nu este una concretă, avem libertatea și suntem încurajați să ne uităm la noi, din ce suntem făcuți, care sunt lucrurile care ne plac, cum ne zicea Ada, lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Tot așa cineva zicea, mulțumesc, tot așa zicea cineva că poate ar fi bine să nu decidem să devenim un mare compozitor dacă ne-am născut afoni. Și reciproca e adevărată. Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare, Ruben ne zicea, cu daruri, cu talente și așteaptă să ni le punem în negoț și nu se supără dacă o facem, așa că suntem chemați să ținem cont și de ce a pus Dumnezeu în noi. Și nu în ultimul rând, Ada ne spunea că deciziile greșite se pot repara. Trebuie să te întorci înapoi la punctul în care ai luat decizia, să vezi exact unde e eroarea, să o numești și tot ea ne zicea să avem grijă să nu o repetăm a doua oară când ne întâlnim cu ea. Cred că acestea sunt câteva jaloane la care ne putem gândi când avem deciziile în față și Dumnezeu este credincios și ne va ajuta să luăm deciziile bune dacă noi avem o inimă bună când suntem în fața lor. Aș vrea să le mulțumim împreună invitațiilor și vă invit pe toți să ne ridicăm în picioare și să încheiem această seară cu o rugăciune și l-aș ruga pe Flaviu să o facă pentru noi.